Recent am auzit o melodie în care unul din versuri spune așa: că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Probabil cunoști și tu sentimentul ăsta în relația cu partenerul de viață, și anume că practic se uită la tine, se uită la carcasa ta, mai ales când e vorba de sex, dar nu-ți vede interiorul, nu-ți vede fricile tale, nu vede nevoile tale, nu-ți vede dorințele tale, nu vede ce te frământă, nu vede ce te îngrijorează, nu-ți vede bucuriile tale, visurile, ce te entuziasmează. Când a fost mic, nu mi-amintesc să fi existat în viața mea vreo persoană care să fi fost cu adevărat interesată de ce se află în sufletul meu. Foarte des, mi-aduc aminte din copilărie, vorbe de genul ăsta: taci din gură, să nu-ți au gura, vezi că îți dai un motive să plângi. Un prieten de-a meu avea obiceiul să glumească și spunea: până la 5 ani eu am crezut că mă cheamă taș din gură. Și uite așa, ceea ce s-a întâmplat în copilăria mea m-a făcut să presupun două lucruri, sunt conștient că în mod eronat, și anume, Florine, nimănui nu-i pasă cu adevărat de ce este în sufletul tău, și doi, nu-ți exprima emoțiile, nici pe alea bucuroase, nici pe alea triste, pentru că mai devreme sau mai târziu oamenii din jurul tău o să ți le respingă, o să te respingă. Și cam asta a fost setarea mea mentală cu care am intrat și în relația de cuplu, și după mai mulți ani de zile de relație eram la un moment dat într-un restaurant împreună cu soția mea, Ana, și vorbeam despre copilul interior, despre ce se află în sufletul nostru, despre ce ne place, ce nu ne place, și la un moment dat Ana mă întreabă așa, parcă pe nepusă masă: măi Florin, dar tu cum te bucuri? Și m-am uitat lung la ea și am început să plâng. Pur și simplu atunci am avut o revelație și eu și Ana, pentru că constatarea mea a fost că până în momentul respectiv nu a fost nimeni în viața mea cu adevărat interesat de ce se află în sufletul meu, nici măcar Ana. Nici măcar ea nu știa exact care sunt fricile mele, care sunt îngrijorările, ce mă bucură, ce mă face fericit. Atunci am realizat că și Ana, până la momentul acela din relație, avea tendința asta de a-mi critica felul în care eu mă manifestam, felul în care eu mă exprimam. Adică fie eram prea copilăros, fie eram prea gălăgios, fie eram prea entuziasmat în alte situații, sau în alte situații prea eram sensibil sau prea luam lucrurile personal. Și asta m-a făcut să mă închid și față de soția mea, că mereu era în mintea mea gândul ăsta: aha, deci nici ei nu-i pasă cu adevărat de mine, deci nici ei nu-i pasă cu adevărat ce este în sufletul meu. Simțeam eu că e bine să-i spun copilului interior: băi, taci din gură, stai liniștit, nu te manifesta, că oricum ești nevăzut, oricum ești neiubit, oricum ești respins, oricum ești pus la colț, așa că mai bine potolește-te și nu te exprima prea mult. Ei bine, după ce am discutat lucrurile astea cu soția mea, aceea a fost o zi miraculoasă, pentru că atunci s-a petrecut ceva ce ne-a întors relația pe dos în sens pozitiv, pentru că de atunci încoace și eu și ea am fost mult mai atenți la a vedea dincolo de suprafață, am fost mult mai preocupați să arătăm interes față de interiorul partenerului de viață, am fost mult mai interesați să ne cunoaștem nevoile, să ne cunoaștem preocupările, bucuriile, dorințele, așteptările, și mai ales să creăm acest context în care să ne putem exprima liber. Și este atât de fain când poți să ai un partener în viața ta care te acceptă în întregime, care te vede și în exterior, dar și în interior, care începe să-ți iubească interiorul, care se poartă cu tine în așa fel încât să te poți exprima așa cum îți vine și poți să spui și să gândești ceea ce este în sufletul tău fără să te mai judece, fără să te pedepsească, fără să te disprețuiască. Și e fain, e fain. Și pentru asta am creat un webinar în care vorbesc despre lucrurile astea, despre cum e să ai o astfel de relație și mai ales cum poți să ajungi în punctul ăsta în care partenerul să vadă ce este în interiorul tău, să te observe, să observe eforturile tale, să-ți observe grijile, frustrările, bucuriile și să te poți exprima liber în relația cu partenerul tău. Vreau să știi că există acest webinar.
Dacă ți se pare interesant, dacă rezonezi cu subiectul ăsta, poți să dai click pe linkul din descriere și hai să ne vedem live, să vedem despre ce e vorba. Să ne vedem cu bine. Pa, pa!